Înainte de accident aveam o viață foarte activă. Lucram, tată, soț, jucam fotbal. Aveam o viață foarte activă. Uneori nici nu știu ce s-a întâmplat, nu mai realizez ce cum sunt zilele. Dar vis-a-vis de familia mea totul a rămas la fel. Ești supărat pe Dumnezeu că s-a întâmplat asta? Nu. Nu sunt supărat pe Dumnezeu. Poate are un plan mai bun cu mine. Dar sunt sigur că tot el o să mă ridice. Mi-am propus ca după această perioadă, dacă o să mă recupereze 100%, aș vrea să lucrez chiar aici, în acest spital, ca kinetoterapeut. Sunt momente în care plâng, mi-e dor de viața mea pe care o aveam înainte. Îl caut pe Dumnezeu, încerc să vorbesc. Viitorul nu știu ce o să-mi rezerve. Pe vedința mea, viitor o văd o sportivă. Costurile sunt 23.000 de lei pe lună. Wow, aproape 5.000 de euro. Da. Aș vrea să merg în astfel de spitale, să vorbesc tuturor celor care au afecțiuni de genul sau mai grave sau așa mai departe, să le vorbesc despre Dumnezeu. Ionuț are nevoie de ajutorul nostru, are nevoie de recuperare, costă 23.000 de lei pentru a face fizioterapie, kinetoterapie și a locui aici în spital. Pentru asta trebuie să-l ajutăm achiziționând o Biblie de pe site-ul librariamaranata.ro. Haideți să-l ajutăm pe Ionuț să se facă bine.